Sunt prea obosit. Mi-e foame! Mami, privește-mă când îți vorbesc! Asta ți-ar putea spune copilul tău când are un tantrum în mijlocul supermarketului, când urlă în scaunul din spate al mașinii sau când te trage de păr pentru că ești cu ochii în telefon și nu la el. Vezi tu, în spatele comportamentelor nedorite ale copiilor sunt mesaje pe care ei încearcă să ni le transmită așa cum știu. Mai mult sau mai puțin potrivit, mai mult sau mai puțin pe placul nostru. Dar ce-i de făcut este să le arătăm cum să facă diferit, fără să le fie teamă că îi vom pedepsi data viitoare. Dă click pe link și înscrie-te la webinar.